Profesorii s-au reîntors la catedră după aproximativ 3 săptămâni de grevă generală. Liderul sindicatului învățământ preuniversitar Hunedoara, Paul Rusu, spune că dascălii nu sunt mulțumiți totalmente cu privire la modul în care s-a încheiat această grevă, dar au totuși speranța că educația va prezenta o prioritate pentru guvernanți. Greva este suspendată în momentul de față. Mandatul de negociere în cea mai mare parte a fost realizat, chiar dacă sunt colegi mulțumiți, chiar dacă sunt și colegi nemulțumiți. A fost o, dacă vreți, o luptă de așa regele și pisica în ultimele zile cu guvernul, pentru că noi am cerut garanții, iar ei au spus să încetați greva și apoi vă dăm garanțiile. Este o criză de, dacă vreți, de încredere și noi am cerut, nu, dați-ne garanțiile și apoi stopăm greva. În luni s-a luat decizia să facem noi sindicatele pasul și am suspendat greva și pe parcursul zilei de luni au apărut și garanțiile, adică ordonanțele de urgență pe care le-am cerut. Nu există mulțumire totală, pentru că dacă totuși e să tratăm educația ca prioritate, atunci trebuia să aplicăm tot ceea ce s-a câștigat acum, de la 1 iunie sau cel puțin de la 1 septembrie. Mă rog, s-au înțeles și greutățile și alte aspecte pe care le-a invocat partea cu care am negociat. Și una peste alta, eu cred că sunt negocieri bune și finalizate bine. 25% acum pentru întreg personalul, o serie de premii de dezvoltare personală în octombrie, plus până atunci negocierea legii salarizării și aplicarea ei de la 1 ianuarie, în cel mult două tranșe. O primă tranșă, 50% de la 1 ianuarie.